FC Argeș a eliminat-o pe deținătoarea Cupei României, Corvinul Hunedoara, în urma meciului disputat ieri la Mioveni. Argeșenii au obținut o victorie importantă în play-off-ul Cupei României, reușind să îi învingă pe teren propriu pe Alba Albaștri cu scorul de 2-0. Corviniștii par a nu mai fi în aceeași formă după ce au primit vestea că nu au drept de promovare în Superligă. Corvinul a participat în această vară în preliminariile Europa League și Conference League, competiții în care a jucat în tot al 6 meciuri, iar oboseala pare că și-a pus amprenta asupra jucătorilor. Mai mult decât atât, hunedorenii au pierdut și doi jucători importanți, pe Flavius Iacob, care a fost transferat la CFR Cluj, și pe Denis Hrezdac, împrumutat la UTA Arad. Mulțumim suporterilor corviniști care au fost alături de noi la Mioveni. Deși am ratat calificarea în grupele Cupei României, sprijinul vostru ne motivează să revenim mai puternici și să luptăm împreună, au transmis reprezentanții clubului Corvinul 1921 Hunedoara. Hunedorenii vor juca primul meci pe teren propriu în acest sezon, duminică 1 septembrie de la ora 11:30. Atunci Corvinul va întâlni pe stadionul Mihail Klein pe Ceahlăul Piatra Neamț, meciul contând pentru etapa a 5-a din Liga a 2-a.